Salutare tuturor! Ne bucurăm extrem de mult să vă vedem și să ne vedeți pe noul nostru canal de YouTube și un proiect care ne dorim să aducă cât mai mult plus de valoare investitorilor de la noi din țară. O claritate, o informare, și alături de, de Valentin ne-am uh, gândit să facem toate aceste lucruri pentru uh, domniile voastre. O să facem și uh, niște prezentări la, la început. Numele meu este Alex Marian, sunt antreprenor, am organizat la rândul meu și evenimente, am avut primele investiții din 2017 și am ajuns uh, lângă Valentin, care mi-a fost și mentor. Uh, și mi este în continuare. La început să le zicem câteva date și oamenilor despre tine, pentru că experiența ta e destul de vastă în domeniul financiar. Da, să spunem că am lucrat în acest domeniu. Vast rămâne de apreciat pentru fiecare dintre cei care ne urmăresc, pentru că s-ar putea să avem parte de banchieri care sunt care au o experiență de peste 20 de ani sau de investitori care au o experiență de peste 20 de ani în piață sau de Generația mai tânără care este interesată de investiții pe piața de capital. Câteva date despre mine. Eu am început pe BVB în 2007, am a, trecut printr-o criză dezastruoasă. Se pare că ne aflăm într-una la fel de complexă, similară, da, la nivel de întindere a bermarketului, dar și de impact pe unele acțiuni. Da, nu vorbim de indicii mari care nu s-au corectat precum în Marea Criză Financiară, dar ne uităm puțin la foarte multe acțiuni individuale care s-au corectat foarte mult. Am zis încă din septembrie că în octombrie, la jumătatea lui octombrie putem avea un bottom în piața de capital, nu pe companii, că eu n-am de unde cât poate scădea o companie. Mă refer la piața de capital la nivel de indici. Da? Iar pe 13 octombrie am avut S&P-ul la 3570 de puncte, 3540 de puncte. De atunci a revenit, da? suntem pe la 4000 de puncte acum. Ar putea să mai scadă nicio problemă, s-ar putea întoarce din nou tot acolo. Există șanse, nu spun că asta se va întâmpla. Dar am zis încă de atunci că suntem în ultimele 4-6 luni de bear market. Da. Și am previzionat că Fed-ul va crește în 2023 cu doar 0,25% la ședințele de, la ședințele Fed va crește rata de dobândă de politică monetară. Totodată, am spus că vor fi doar două, maxim trei creșteri în 2023. Da vedem dacă asta se va întâmpla. Suntem într-un an în care, la jumătatea lui în vară, începe campania pentru prezidențiale din 2024. Cei care sunt la putere acum au control, da, democrații, au putere pe toate comisiile și pe toate ministerele, să le spunem, cum le spunem noi în România, această comisie de statistică care pune la dispoziție cifra inflației, pentru că nu o pune la dispoziție Fedul, Fedul doar lucrează pe cifrele care le sunt prezentate. Rezerva federală, ca să înțelegeți Fed, da. care o menționăm, Banca Centrală din, Banca Centrală din, din America Azi. lucrează pe cifrele pe care le dă anumite departamente de stat. Da? Și atunci eu spun că aceste cifre ale inflației pot fi manipulate foarte ușor, Fedul este obligat să joace după cum îi se cântă din partea aceasta a biroului de statistică. În același timp, vine o presiune foarte mare și din zona Wall Street-ului, a Titanilor, Ulmassac, exact. JP Morgan și da. Morgan Stanley. Da, da, Și atunci ei trebuie să echilibreze și cumva să declare bine pentru ambele zone, și în același timp și cu o privire de ansamblu către publicul larg. Da, dar foarte important pentru cei care fac o analiză a acestor tate, referitoare la inflație, decizie Fed, și așa mai departe. Jerome Paul este republican. El, după ce va termina acest mandat, se va întoarce în... Da, el vine din partea Partidului Republican. Nu se va întoarce în Numit de Donald Trump, da. Se va întoarce în partid unde va trebui să aibă o funcție importantă, pentru că nu se termină viața pentru Jerome Paul după ce nu mai este președinte FED. Se întoarce în cadrul partidului și trebuie să aibă o poziție importantă. Aici vorbim puțin de geopolitică și de strategie. Să vă gândiți puțin mai departe la ce se poate întâmpla noi suntem, de fapt, niște analiști de risc. Exact. Înainte să fim investitori, suntem analiști de risc. Înainte să începeți să vă creați portofoliul de investiții, analizați-vă -vă, profilul de risc, nu-l calculați doar la rece, adică ce înseamnă asta? Înseamnă că n-am început să investesc, suntem într-o perioadă liniștită în piața de capital, îmi fac eu un, o analiză pe profilul de risc, că sunt fel și fel de site-uri online unde poți să-ți faci acest lucru și zici, da, Conform răspunsurilor pe care le-am dat, sunt un analiz de risc agresiv. După care, intri în piață pe niște companii unde volatilitatea pe prețul acțiunii este destul de mare și te trezești la un moment dat că deții niște companii în portofoliu unde zboară așa, acțiunea 20% în sus, minus 30-40% și la un moment dat intri în panică și îți dai seama că nu prea ești agresiv. Tu, de fapt, ești un conservator, poate dinamic și ar fi trebuit să ai cu totul și cu totul alte companii în portofoliu, nu ceva extrem de volatil. Atenție foarte mare la profilul de risc, la așteptările în timp și dacă faceți o analiză bună, bucurați-vă. Din momentul în care ați intrat în poziție, bucurați-vă că acea acțiune a început să scadă și o puteți cumpăra mai ieftin. Nu intrați în panică, crezând că ați luat niște decizii greșite. Și dacă nu sunteți sigur pe ceea ce faceți, sunt foarte mulți oameni care vă pot oferi această parte de consiliere și dacă îi luați alături de domniile voastre, poate pentru 3, 4, 5, 6 luni, creând un portofoliu, începând să-l administrați, veți putea administra mai ușor portofoliul respectiv singur. Credit Suisse pe care, cumva, eu am adus o foarte mult în discuție aici și, cumva, constant, tu aveai niște completări care mi-au plăcut foarte mult și o să lăsăm aici inserat ce am spus noi în trecut, ambele, cumva, soluții pe care, pe care le aveam, pentru că Credit Suisse își amână raportarea financiară Speculația tuturor e că miroase ale Brothers. Cum crezi că o să treacă ei peste problemele acestea? Cu ajutorul statului și... sau cum vezi situația asta? Uh, da, factorii de decizie trebuie să ia în calcul că o astfel de bancă nu poate cădea. Okay. Nu poate da faliment. De aceea a fost creat acest uh, grup de bănci foarte importante care trebuie să protejate în orice fel. Să iau măsurile necesare pentru a fi protejate. Bănci de interes sistemic. Da? Sunt atât de importante, cât nu pot cădea. A fost o completare, Alex. Toată exact. eu Ceva. venit ceva. Exact. Și adevărul este exact cel pe care l-am dezvoltat, din ambele puncte de vedere. Pentru că, în același timp, ei au probleme foarte mari, cum a spus eu, și în același timp, timp așa ei așa nu sunt lăsați așa. în faliment, de către statul elvețian, cum ai spus tu. Da. Și cred că și prin lucrul acesta vă puteți da seama cum e bine să vedem din mai multe perspective o variantă. Și atunci, a cum stăm în momentul de față cu Credit Suisse și eu o să te întreb și ce n-ai vrut să spui mai înainte, mai pot fi afectate niște bănci de pe lângă din cauza ei. Da. Dacă Credit Suisse are probleme, va avea probleme Deutsche Bank. Dacă Deutsche Bank are probleme, va avea probleme HSBC la Londra. Ai spus asta, da. Dacă HSBC va avea probleme, va avea probleme până la urmă Bank of America și alte bănci americane, pentru că totul este interconectat. Acești oameni influenți fac bani și băncile pe care ei le reprezintă și le conduc fac bani în orice moment. Că e vorba de scăderea pieței, că e vorba de creșterea pieței, că e vorba de mersul pieței în lateral, ei fac bani tot timpul pe, pentru că ei au puterea de a fi short, de a fi long, de a lua fel și fel de opțiuni în piață din care, pe care le marchează zilnic și fac bani constant. Voiam să transmitem cu această informație că băncile acestea pot să direcționeze foarte ușor piața în ce direcție vor uh, ele pe termen scurt. Oricând. Și că atâta timp cât noi ne dorim să fim uh, investitori pe termen lung și să reducem riscul prin niște analize bune și să fim investiți în. Cât mai, bunere, mai bunere, pentru că și noi greșim. Cred că atunci e important să vedem toate lucrurile acestea și să ne pregătim pentru ele ca atare. Ceea ce trebuie să știți despre Forza Public Bank. Este o bancă preferată de multimilionarii din America, cei care vin și uh, pun gaj proprietățile imobiliare foarte scumpe pe care le au, iau niște credite la dobânzi preferențiale de la First Republic Bank, după care trăiesc foarte, uh, toată viața pe datorie. Aceste credite nu se mai rambursează pentru că în momentul când uh, trec în neființă nu se preiau de către uh, cei care sunt uh, rămași și în viață proprietățile respective chiar cresc foarte mult în valoare. Prin urmare, ei incasează o dobândă destul de mică de la acești oameni foarte bogați care știu cum să se joace cu finanțele și cu averea personală. De aceea rămân foarte bogați în continuare. Da, acum întrebarea cred că vine aici, dacă cât crezi că mai rezistă o companie ca și First Republic Bank care e clar în momentul de față care are probleme și dacă o problema ei poate duce din nou la un domino Aș putea să spun doar că problemele din sectorul bancar nu s-au terminat și veți vedea ce se va întâmpla în sectorul bancar din UK. O să vreau să vă lăsăm aici, în principiu, câteva materiale din trecutul nostru în care noi am vorbit de compania asta, în care noi am prezentat-o aici pe YouTube, în care, nu știu, poate există, o să includem și un print screen, nu mi-aș dori cu ce o discuta Valentin pe grupul care e așa public al nostru unde strângem comunitatea. De. Și după ce urmăriți materialele astea, noi revenim. Companii precum, nu știu, Shopify. Shopify, da. Să dăm și eu, plus simplu, și mie simplu, place simplu. Shopify, da. Noi trebuie să menționăm, pentru cei care ne urmăresc, pe Grow Your Wealth am prezentat Shopify încă de la prețul de... Cât, Alex? era undeva la 28 de dolari și a zis că sub 30 de dolari este extraordinar de bună de a fi achiziționată. Unii au cumpărat. Le pare rău acum că n-au cumpărat mai mult. vorbind de raportul Shopify, care a fost unul foarte bun. Compania a ajuns pe profit. Noi am mai readus aici data trecută la celălalt raport, când am zis din nou, vedeți că au avut un raport bun, se întâmplă ceva. <laughs> da. Am zis o idee în care noi consideram că e ok să vorbim despre o companie care e sustenabilă, nu vorbim de un mincoin, nu vorbim de o companie care să nu fie bazată pe fundamente, ci era o companie care își făcea treaba. E clar că lucrurile se mută spre mediul online și trebuie să avem o prezență acolo. Clar, ei ajută la asta da. prin subscripțiile pe care, pe care le au. Tu menționai uh, ceva de sub 30 la un moment dat când era în perioada aia acolo cum acțiunea s-a dus până undeva în aproape 60 again, nu vă zicem lucrurile astea cu mândrie, ci doar prezentăm lucrurile pe care noi le facem ca o confirmare a faptului Da, ca oamenii să vadă că chiar dacă nu se întâmplă în economie ce ne dorim noi, companiile la care noi ne uităm în principiu financiar vorbim și pe business cam raportează profit, cam raportează bine, cam se întâmplă lucrurile la ele, chiar dacă trăim perioade foarte grele. Dragilor, este foarte greu într-o perioadă recesionară și într-o perioadă în care lucrurile companiile se corectează foarte mult la nivel de preț al acțiunii, să vorbești despre o companie high growth. Cel mai ușor în vremurile acestea este să vorbești de petrol, este să vorbești de Walmart, de Coca-Cola, de uh, Berkshire Hathaway, de Target, uh, nu știu, de companiile value pentru că acolo sigur nu dai greș. Sau să vorbești de ETF-uri. Noi ne menținem strategia, iar strategia noastră este de a crește portofoliile investitorilor cu care intrăm în contact, că e vorba de acele discuții unul la unul, că e vorba de membrii Grow Your World. Noi încercăm să îi îndreptăm pe aceștia spre a-și crea un portofoliu focusat pe creșterea din viitor. Da, ne asumăm niște scăderi în perioada de față, ne asumăm o ușoară durere, dar știm că în viitor vom avea foarte mult de crescut. Cumva eu l-aduc aici și în ideea în care să vedem ăștia de smari CEO pe la timid cei companii și vorbesc niște bombe prin presă că te întrebi, știi și zici Oi da, păi oamenii ăștia nu-i anime pentru manipulare de piață? Că no. să mă ierte Dumnezeu dacă vine CEO-ul de la cea mai importantă companie și zice urmează un uragan vine ca ha. să marchezi pro. Știți, vine să închizi pozițiile. Da. Asta este scopul lor, Alex. Până la urmă, să știți că jocul pe care Wall Street ul face este acela de a vă face să vă vindeți acțiunile. Nu neapărat să veniți în piață, să intrați în piață, să deveniți investitori. Nu, pentru că pe ei nu interesează dacă ești investitor sau nu. Pe el îl interesează dacă ești investitor să-ți vinzi acțiunile, să devii trader. De aceea se deschid foarte multe Uh, firme noi de brokeraj, să apar broker noi în piață care îți oferă o acțiune gratuită, 2, 3, 10, gata, de când ți-ai deschis contul și ai alimentat cu 100 de dolari, poți să tranzacționezi acțiunea asta, vinde pe asta, cumpără pe asta, o crescutea oh. asta 5%, da, 20%, 20%. Pe cealaltă, poți face Ăsta și... este circul pentru a vă transforma în traderi, de aceea eu vă sfătuiesc să nu reacționează la fiecare declarație a unui om important din presă, pentru că aș vrea să vă aduc aminte în felul următor. Ray Dalio ne spunea să investim în China pentru că America va capitula și va exista un război civil în America cât de curând. Asta ne spunea prin 2022 la început. După care Michael Burry ne spunea că va ajunge S&P-ul la 3000 de puncte, poate chiar 2800 de puncte, când S&P-ul era la 3900-3800 de puncte. După care Jamie Diamond a venit și ne-a spus că va veni un, ura un uragan către noi și că ar trebui să fugim din calea lui. Adică hey, cum să zic că mai frumos să dai sel? Da, și alții și alții au folosit uh, aceleași uh, pârghii de manipulare pentru a vă face să vă vindeți acțiunile pentru că ei erau short în piață, aveau poziții short și put option și câștigau foarte mult din acele poziții dacă piața scădea. Uh, se pare că pe Michael Burry l-a luat la un dat gura pe dinainte și a fost așa foarte supărat spunând că nu se poate, domne, piața n-a ajuns acolo unde am spus eu, pentru că generația asta cumpără fiecare dip din piață, fiecare scădere din piață, investitorii de retail îl cumpărau. That's true. That's true. Dar în același timp, și mama naibii face, <gătri> adică, deci cum, cum adică da, ți-e super vă permiteți, da, Cum vă permite să țineți piața acolo sus când eu așteptam la 3000, la 3000 de puncte, la 2800 de puncte? Cam așa a fost treaba la Michael Bory. Uh, Aș spune că ar trebui să avem o viziune pe termen lung și să rămânem pe niște poziții pe care le-am analizat și pe niște companii în care avem încredere, pentru că turbulențe în piață vor fi întotdeauna. Lucrurile cu care nu mi-au dat, de exemplu, mie uh, dreptate, au fost invidia și deci, deci mie. Uh, trebuie să... O să o lăsăm și pe asta adăugată <laughs> ca adăugată ca să vedeți că... Cred că vor avea o raportare bunicică, dar ne vor oferi un guidance extrem de bun și s-ar putea ca înainte de raportare să vedem o ușoară marcare de profit după aceste creșteri destul de mari. Sau s-ar să putea să-l vedem la 350 de dolari pe prețul acțiunii și gata. Până la urmă, mai sunt și momente când ne înșelăm și să le vedeți Este și normal, astea. Alex. Toată lumea se înșeală, inclusiv Warren în Buffett s-a înșelat cu o grămadă de companii. Ca să menționăm câteva, Taiwan Semiconductors, la o mare HP, Asta doar așa în ultimul timp Că dacă mă uit în istorie găsesc foarte multe Asta nu înseamnă că nu au avut rezultate foarte bune Toată lumea se înșală, Inclusiv partenerul lui Charlie Munger s-a înșelat Grav cu sute de milioane Alibaba. de dolari pe Alibaba da. da Deci cu toții greșim Important este ca noi să facem cât mai puține greșeli Eu cu Nvidia și cineva uh, pe, pe, să le și recunoaștem Da și să le recunoaștem, absolut Eu în sinea mea cred în continuare că am avut dreptate cu Nvidia Și vă spun și de ce împreună cu investitorii cu care lucrez în aceste, am aceste discuții unul la unul, am luat decizia cu unii dintre ei, pe portofoliile care asta s-a pliat a face, am luat decizia de a vinde Nvidia și a cumpărat Tesla și puțin AMD ca să creștem puțin poziția pe semiconductor, pentru că vreau să am un semiconductor puternic în portofoliu, am luat decizia de a vinde AMV și a merge pe Tesla pentru că Tesla pe termen lung are potențial mult mai mare de creștere pe prețul acțiunii de la nivelul de 160-170 de dolari față de NVIDIA de la 270-280 de dolari, când am zis noi să facem mișcarea. Da. Acum... NVIDIA ne-a surprins cum de fapt i-a surprins și pe cei care sunt short și au pierdut 8 miliarde, miliarde pe NVIDIA de la începutul anului. 8 miliarde! S-au făcut bani acolo. Cineva Andy a foarte multe da. poziții. NVIDIA a crescut doar ieri, joi, da? noi filmăm vineri, doar ieri a crescut cu aproape 200 de miliarde de dolari la nivel de market cap. Și ce înseamnă asta? 200 de miliarde de dolari la nivel de market cap într-o singură zi înseamnă combinat valoarea market cap-ului a peste 450-460 de companii din S&P 500, nu din Russell 2000. E vorba de aceste piețe private, dar pool-urile, sunt piețele private unde investitorul nu vede ce s-a tranzacționat, ce companie, ce cantitate, la ce preț. Că este un agreement între două părți. Dar ulterior, la trei luni distanță, după ce s-a terminat trimestrul, acel fond trebuie să completeze către Security and Exchange Commission acel formular 13, prin care menționează ce poziție a luat. Dar este deja tardiv pentru că el a luat poziția la un anumit preț, la, un anumită, la o anumită dată. Și dacă te iei după acel formular și zici Ai că intru și eu pe Occidental Petroleum, că a cumpărat iar Warren Buffett... Nu, pe păie... Taiwan Semiconductors. Pe Taiwan Semiconductors, da. Și nu afli că el a vândut, de fapt, în decembrie și raportul a ieșit undeva pe la jumatea lui ianuarie. În fine, sunt foarte multe lucruri pe care nu le puteți controla. Este bine să nu urmăriți neapărat ce fac mari investitori să încercați să replicați. Da, puteți urmări în funcție de profilul acelui investitor că eu, ca și investitor în acțiuni individuale high growth și growth, niciodată nu o să mă uit la ce face Warren Buffett. Că nu mă interesează că el cumpără Occidental Petroleum. Cu cât el o cumpără mai mult Occidental Petroleum, cu atât eu voi cumpăra mai multă Tesla. E simplu. Pentru că viitorul este altul față de ceea ce face un investitor value care trebuie să ducă banii care intră în fond. Da? În Berkshire Hathaway intră foarte mulți bani. El trebuie să găsească niște companii foarte mari pe care să le cumpere pentru a nu modifica prețul acțiunii, pentru că dacă el ar cumpăra o companie mică, să zicem că intră într-o companie pe care nu avem noi în portofoliu și are un market cap de 4 miliarde, 5 miliarde, da? Cam așa. Dacă el intră cu 1 miliard 500 000, de milioane, sau 2 miliarde, o aruncă în aer, o aruncă în aer. nici nu are cum să cumpere acțiune din piață, pentru că a explodat prețul acțiunii și ce face? El intră pe o poziție pe care tot cumpără, cumpără și se duce cu prețul mai sus, după care nu prea mai are cine să cumpere de la prețul ăla. Încep oamenii să marcheze profit, că se trezesc cu acțiunea 120-150-200% în două luni. Sunt foarte multe aspecte de care trebuie să țineți cont în momentul în care urmăriți investitorii mari.